Noi discuții pe tema proiectelor de infrastructură rutieră care vor fi finanțate de Uniunea Europeană în perioada 2021-2027. Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Consiliului Județean Vâlcea că România se numără printre primele state membre ale Uniunii care au demarat negocieri tehnice cu Comisia Europeană. Discuțiile informale despre proiectele care ar urma să fie finanțate de Uniunea Europeană în următorul exercițiu financiar au debutat în luna iunie acestui an, dar negocierile au continuat marți, 17 septembrie, a anunțat ministrul Fondurilor Europene. Reprezentanții României vor merge la negocieri cu un portofoliu de proiecte în care se vor regăsi și proiecte care nu au prins finanțare în exercițiul 2014-2020. De asemenea, pe lista de priorități a guvernului se va regăsi și construcția autostrăzii Pitești-București. Va fi un grup de lucru pe componenta de transport. Singurul proiect care este vehiculat și este pregătit și matur suficient pe care să-l pot da ca exemplu numele lor, pentru că până la urmă este politica publică pe care Ministerul Transporturilor o decide, noi o finanțăm, este această autostradă Sibiu-Pitești cu toate loturile pe care le cunoaștem, cu componentele pe care le cunoaștem în diverse etape, cu capetele mai avansate, cu tronsoanele de mijloc mai puțin avansate. Este o discuție pe care o avem frecvent cu Comisia Europeană legată de faptul că până la urmă, pe viitorul exercițiu din cele 2021-2027, din cele 30,6 miliarde de euro propuse de Comisia Europeană pentru România ca fonduri structurale și de investiții, o sumă care undeva se duce într-un 8 miliarde de euro va însemna fond de coeziune. Asta înseamnă bani pentru aceste mari, că fondul de coeziune finanțează marile infrastructuri, autostrăzi și proiecte majore în general. O sumă care este ușor mai mică decât ce avem astăzi, deci e nevoie la nivel de priorități în zona de transport să ne gândim foarte bine exact care vor fi investițiile pe care le includem la finanțare pe exercițiul viitor. Ne dorim, cel puțin la nivel guvernamental astăzi, să avem pregătit un portofoliu de proiecte și pentru autoritățile locale și pentru marile companii naționale care să aibă proiect tehnic, eventual și licitația pe execuție făcută așa încât să putem să intrăm în lucrări, să putem să generăm cheltuială încă din ianuarie 2021, când intrăm pe noua perioadă de programare. Asta înseamnă că vom porni, propunem și Comisiei Europene această metodă, de la o listă de proiecte aflate azi în lista de rezervă, să spunem așa, deci pe diversele programe, program operațional regional, de exemplu, și nu numai, avem zone în care au fost mai multe proiecte decât bani disponibili. Asta este realitatea. Oamenii și-au pregătit studii de fezabilitate, și-au pregătit documentație și nu au mai prins finanțare. Și pornind de la acele proiecte, ne dorim să dăm un tip de asistență tehnică de la Ministerul Fondurilor Europene și să lucrăm în așa fel încât peste anul care vine, 2020, să avansăm de la nivelul de studiu de fezabilitate către proiect tehnic și către cu licitație până la execuție, așa încât să putem să avem cheltuială pe execuție din ianuarie 2021, pentru că va fi eligibil, va fi decontabil și până la urmă, dacă negociem cu Comisia pe acest portofoliu de proiecte, și ea va înțelege că avem o strategie pe care să absorbim banii în exercițiul viitor și autoritățile și comunitățile locale și consiliile județene vor înțelege exact că ceea ce au pregătit ca și documentație va avea și surse de finanțare. Nu au rămas pur și simplu un proiect depus, eligibil fără finanțare și cu asta basta. Cam de aici și acum facem un inventar, un recensământ al acestor proiecte care nu au prins finanțare pe program operațional regional, pe PNDR, pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. Și acolo unde o să putem să avem în urmă această abordare, o să le ducem mai departe documentațiile așa încât să le putem finanța din exercițiul viitor, dar chiar din 2021, fără mai aștepta. În actualul exercițiu financiar, România beneficiază de 22,4 miliarde de euro prin politica de coeziune. Datele oficiale arată că în Oltenia, campion la atragerea de fonduri europene, este județul Dolj, cu 219 proiecte în valoare de aproape 3,9 miliarde de lei. Pe locul 2 se clasează județul Vâlcea, care a accesat 1 miliard 500 de milioane de lei de la Uniunea Europeană pentru 138 de proiecte. Foarte multe dintre aceste proiecte vizează modernizarea unor drumuri județene. Am făcut o socoteală cu PNDL, nu vă spun acum, cu PNDL plus fonduri europene,
drumuri care sunt în diverse etape, acum proiectare, execuție și așa mai departe. La finalul acestui mandat vom avea undeva la 250 de km de drum, dacă nu mai bine, la fel în etape diferite, executate sau în curs de execuție. Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus României alocarea a 30 de miliarde 600 de milioane de euro fonduri structurale și de investiții, din care 8 miliarde de euro pentru infrastructura rutieră.